Tuturor, numele este TV. Astăzi voi arăta un nou update de pe YouTube. Dacă vreți să se înseați și veți episod și veți încă mai multe episoade cu de genul ăsta, nu numai de genul ăsta, ci de alte episoade, nu uitați să dați like pentru apreciere, că mie îmi place mult să aprecierile voastre și un comentariu frumos, că mi-a ajutat foarte mult să realizez numai video că da, videoclipul când să începe, dar nu de atât, dar mă ajută să inspir, să, inspirația îmi vină și desigur un subscribe pe azi de YouTube. Și dacă cei abonați, să nu uitați să dați pe clopoțelul în descriere, ca să fiți notificați cu cele mai noi videoclipuri posibile. Cum ar fi aici când mi se notifică ceva. Deci, ce vedeți aici? Sunt linia astea a oricărui canal. Asta e Alganicus, Cotanic 17 și Mind Show. Cea mai nouă, când mergi aici, ți se arată o animație ciudată. Ți arată o animație pe o fracțiune de secundă. Când mergi așa. Sau dacă mergem aici, sau și aici, care cu se ia cu poțiuni. S-a dat aici. Practic este un lucru nou. La... Dacă vreți să știți despre ce este vorba, aici sunt niște animații. Când le dai așa. Este o chestie nouă de la YouTube. O, uite, și mi-a venit și... Că aici e prima vede. Aici e la lui Max Infinit. Tot ce trebuie doar să faci este să mergeți cu mouse-ul și să vedeți care te filmează. Ca asta îți arată doar fracțiunea de secundă, dar nu știu tot videoclipul. Ca să știți că a fost un lucru bun de la YouTube. Dar am văzut asta de la o actualizare a YouTube-ului și nu știu de ce s-a actualizat. Abia ceva nou? Uite că răspunsul este da. Este ceva nou și este foarte... Și nu vor... Mai nu vorbește cu mine. Că eu urăsc ardeii. Și măcar nu-mi plac ardeii. Oricum, asta a fost numai, sper că vă place să vă plac în continuare. Scuze că a fost scurt, dar... V-am povestit cât se poate detalia și foarte bine explicit. Dar... Și de ce Max Infinit joacă jocuri gratuite. Dacă vreți să veniți și pe canalul lui, sau poate să mai vedeți pe mine când mă joc ca mai multe jocuri. Că nu știu, că acum încerc să mă mai mă relaxez și eu să... Uite griji de nevoi, ca să mă distrez și eu în vacanță. Și eu acum am fost TV și ne vedem data viitoare la un alt episod.